Încă un dosar de la Colectiv va ajunge pe masa judecătorilor. Cei trei patroni ai clubului Colectiv, pirotehnistul responsabil cu artificiile și patrona firmei care l-a livrat, vor fi trimiși în judecată pentru vătămare corporală, ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Procurorii secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au anunțat că au încheiat cercetările într-una din cauzele din dosarul generic al Colectivului. Pirotehnistul Marian Moise este acuzat că a instalat efecte pirotehnice de exterior într-un spațiu neadecvat și nu a respectat măsurile de siguranță. Împreună cu colegul său, Viorel Zaharia, nu a luat măsuri de protejare a persoanelor aflate în club, a bunurilor materiale și de mediu. Acesta urmează să fie tras la răspundere pentru decesul a 65 de persoane. Despre patronii clubului, procurorii au notat că aceștia au permis accesul unui număr de persoane mult peste limita admisă în condițiile în care spațiul nu era prevăzut cu mai multe căi de evacuare în caz de urgență. În plus, aceștia sunt acuzați că au organizat un foc de artificii în incinta unui spațiu care nu era amenajat pentru astfel de activități. Cei trei sunt astfel responsabil de producerea incendiului și vătămarea corporală a 44 de persoane. Cât despre patroana firmei care a livrat artificiile, procurorii susțin că produsele pirotehnice au fost achiziționate de la o firmă din Bulgaria. Acestea nu aveau fișe tehnice, iar instrucțiunile nu erau traduse în limba română. Conform modelului de artificii, acestea puteau fi utilizate doar în spații tehnice, însă aspectul a fost trecut cu vederea. Mai mult, Ionela Niță i-a însărcinat pe pirotehniști să monteze artificiile fără să le facă vreun instructaj. Dosarul a fost trimis spre soluționare judecătoriei sector 4 București.